Uneori, atunci când ne gândim la Sfinți, îi simțim, mai ales prin modul lor de viețuire, dar uneori și prin timpul în care ei și-au desfășurat viața pământească. Și zic în sensul acesta. Dacă ne gândim de pildă la Sfinții din primul viac, apostolii și mărturisitorii, apoi la mucenicii și asceții mari din veacul al IV-lea și așa luând firul istoriei, ne gândim uneori cum ar putea ei să ne înțeleagă sau cum am putea mai degrabă noi să învățăm de la ei, de vreme ce au trăit în vremuri atât de îndepărtate față de cele ale noastre, în condiții destul de diferite și oricum exprimând o anumită viețuire în funcție de geografii și timpuri diverse, diverse zic de ceea ce înseamnă viața noastră în sensul ei cotidian. Și atunci Biserica vine și ne pune în față Sfinți nu doar din timpurile îndepărtate, ci Sfinți contemporani cu noi. Tocmai pentru că ei sunt moștenitori și transmițători ai aceleiași viețuiri duhovnicești de oarecând din vechime, dar mai ales exemple la timpul prezent de cum se poate desfășura o viață evanghelică într-un context anume apropiat de noi ca geografie și zicem și într-un timp anume foarte apropiat de noi. Vorbim în sensul acesta de Sfântul Paisie Anghioritul, care a fost om ca și noi, cu 30 de ani în urmă, înainte să plece la Domnul. Așadar, a prins toate frământările pe care noi le trăim astăzi și zicem, a trăit o viață evanghelică, mai ales suprapusă peste ceea ce noi trăim la timpul prezent în viața noastră. Și dacă este să ne gândim în sensul acesta la El, ca un sfânt contemporan nouă, aș sublinia mai ales un aspect care ține și de felul de a fi al omului modern sau postmodern, după cum îl numesc unii. El este credibil tocmai pentru această geografie apropiată și zic mai ales pentru această desfășurare temporală apropiată de noi în sensul contemporaneității de care dă dovadă viața sa, ceea ce ne privește pe noi. Și în consecință, mesajul său pentru noi se desfășoară bine, zic, exprimat, așa cum apare în primul volum de învățături cunoscut în limba noastră, cu durere și cu dragoste pentru omul contemporan. Cu dragoste pentru că el i-a iubit foarte mult și într-o parol pe care l-am auzit cântat de mai multe ori astăzi, ni se vorbea despre focul dragostei care l-a avântat dinspre înăuntru, înspre în afară, în toată lucrarea sa duhovnicească. Și zicem de aici, așadar, cu dragoste față de Dumnezeu, mai înainte de orice, iar dragostea față de Dumnezeu exprimată în consecință, în dragoste față de oameni. Și când îi iubești pe oameni, când îl iubești pe om, pe cel de lângă tine, dragostea se manifestă mai ales ca durere. Pentru că cu cât iubești mai mult, cu atât suferi mai mult. Suferința însoțește dragostea, dar zicem, mai mult decât orice, dragostea nu se poate desfășura decât în interiorul sau de-a lungul unui comportament care exprimă durere lăuntrică pentru cei care suferă într-o formă sau alta și sunt aproape de tine. Meditația de astăzi, legată, bineînțeles, de acest moment de sărbătoare a Sfântului Paisie Anghioritul, ocrotitorul mănăstirii de la Valea Viilor, aș încropi-o, aș construi-o în sensul unei tematici foarte prezente la Sfântul Paisie, dar pe care o socotesc că este foarte necesară în viața noastră și într-un fel de regândit și de reconsiderat de la mare până la mic. Și anume, nevoia de osteneală. Peste tot, cuviosul Paisie Anghioritul vorbește despre nevoia de osteneală atât în viața obișnuită, cotidiană, să zicem, personală, cât mai ales în viața duhovnicească. Și de ce este atât de importantă această temă? Pentru că trăim, așa cum numește el,
într-o epocă a înlesnirilor, a comodității. Și cu siguranță, dacă suntem onești cu noi înșine, vom recunoaște că ne dorim o viață comodă. Și vedeți, toată tehnica care a ajuns la dezvoltare fără precedent ne invită în acest sens la o viață comodă și cât se poate de confortabilă și, să o numim așa, în siguranță, fără prea multe momente sau situații imprevizibile. Oricum, în sensul acesta, o societate în care căutăm înlesnirile, comoditățile. Și atunci, în sensul acesta, într-un fel, Sfântul Paisie, și zicem Evanghelia în sine, se vede că nu este la modă. Nu este la modă în sensul în care vrea să ne indice că nu se poate progres nici în viața duhovnicească și nici în viața socială, personală, fără ca cineva să aibă în vedere tocmai acest lucru, osteniala, efortul. Și el indică necesitatea efortului și la cei mari, dar și la cei mici, în sensul în care orice bucurie serioasă, orice împlinire de durată se întâmplă numai de pe urma unei osteneli îndelungate și chiar asidue. Sunt 5 ideile pe care le voi evoca pornind de la învățătura Sfântului Paisie vis-a-vis de această tematică. E nevoie să ne ostenim și zic mai ales, e nevoie să învățăm pe copii și pe cei tineri să se ostenească. Cei în vârstă știu ce înseamnă asta, dar cei mai tineri cred că se potignesc și asta poate și datorită grijii prea mari pe care cei în vârstă o arată față de cei tineri, căutând să le înlesnească atât de mult viața, până încât tinerii nu mai știu ce înseamnă, în sensul acesta, osteneala, munca în general și, zicem, a dobândi lucrurile nu cu ușurință, ci punând osul, așa cum se spune în graiul nostru popular. Prima idee de la care pornește învățătura Sfântului Cuvios Paisia Ghioritul, în sensul acesta o putem exprima cam așa. Comoditatea nu ajută în cele duhovnicești. Și zice mai departe, osteneala fizică aduce odihnă lăuntrică. Și zicem osteneala fizică mai întâi în spațiul acesta duhovnicesc. Și cum se vede osteneala? Nu se poate viață duhovnicească de pildă fără post. Postul înseamnă osteneală. Nu mai este la modă postul. Sau dacă este la modă, se arată sub chipul unei diete. Sau mai știu eu sub ce formă în care să te păstrezi tu în forma fizică cea mai bună. Dar nu neapărat asociat cu ideea de osteneală, de jertfă, sau ceea ce noi numim în biserică asceză. Postul a fost dintotdeauna și din vechime și vedeți și în creștinism de 2000 de ani încoace. Și postul va trebui să rămână. Pentru că și bucuriile cele mai mici legate până și de cele, de bucatele pe care ni le dă Dumnezeu, vin mai ales alternând postul cu bucuria mâncării, care este până la urmă un dar de la Dumnezeu. Zice el și repet încă o dată, osteneala fizică, postul, metanile, închinăciunile, celelalte care țin de viața duhovnicească, până și statul în biserică, în picioare, a stat 2 ore sau 2 ore și mai bine la Sfânta Liturghie sau a stat la rugăciune în picioare la casele noastre sau în genunchi, presupune, zic, ilustrarea, îndruparea acestei nevoi de osteneală, osteneală fizică, care aduce, zice cuviosul Paisie, odihnă lăuntrică, odihnă duhovnicească. Dar de ce nu acest principiu putem să-l asociem, ziceam, și vieții sociale? Pentru că un om care se ostenește se bucură de roadele lui. Un om care primește multe binefaceri, însă fără să muncească, nici nu le va prețui și nici nu se va putea bucura de ele, tocmai pentru că lipsește această componentă esențială pe care noi o numim osteneală. Și fac încă o dată această subliniere pentru cei în vârstă, gândindu-ne la cei tineri. Să nu fie scutiți cei tineri primind totul de-a gata, din pricina unei griji, unei dorințe excesive a părinților, ca cei tineri să nu mai treacă prin greutățile prin care ei au trecut. Pentru că îi luăm de componenta aceasta care aduce bucuria vieții. Componentă care înseamnă tu să pui osul, tu să te ostenești și roadele de care să te bucuri să se întâmple și prin munca mâinilor tale.
fie, ziceam, în viața socială, fie ea, sau mai ales în viața duhovnicească. Legea este aceeași. Legea este aceeași în ambele zone. Cel de-al doilea principiu, în continuare, zice cuviosul Paisie Arghioritul, că cel ce se ostenește, prețuiește munca și osteneala celorlalți. E o criză mare și în sensul acesta. Cine nu se ostenește, în oricare dintre cele două zone, ziceam, viața obișnuită, socială și viața duhovnicească, nu va aprecia și nici nu va putea să se bucure văzând osteneala celor din jurul său. Nu? Mereu părinții ne spun că nu observăm munca pe care, jertfa pe care ei au făcut-o pentru noi. Sigur, nu e neapărat nevoie să se amintească la nesfârșit, însă este și o realitate. Că un tânăr care n-a trecut prin osteneală și primește totul de-a gata din mâna celor care deja au multe, zic părinți sau bunici sau mai știu eu apropiați, nu va reuși să respecte în primul rând și să observe osteneala celuilalt. Este un principiu în viața socială, în general, să observi munca celui de lângă tine și să o prețuiești. Dar zice cuviosul Paisie, se întâmplă lucrul acesta numai în măsura în care tu însuți muncești, tu însuți te ostenești și în felul acesta vei observa munca și osteneala și în cazul celui de lângă tine. Cu atât mai mult, lucrul acesta se vedește și în viața duhovnicească. Cel care se ostenește, cel care este un om ascet, va fi foarte atent la toți oamenii asceți din jurul său pentru ca să le prețuiască viața, dar să învețe mai ales de la ei. Dacă cineva este postitor, va căuta un om care postește și mai mult decât el ca să învețe și să se încurajeze de la el. Dacă un om este rugător, va căuta pe un om care este și mai rugător decât el ca să observe cum se roagă și să învețe rugăciunea de la el. Dacă un om stă mult în picioare, zicând, făcând în sensul acesta asceză, se va uita la cineva care este și mai răbdător și cu și mai multă putere decât el, tocmai pentru ca să se bucure de ceea ce se întâmplă și să învețe răbdarea și să se încurajeze de la cel care deja trăiește lucrurile acestea. Așadar, cel de-al doilea principiu, cel ce se ostenește va prețui munca sau osteniala celorlalți. Al treilea principiu, când vine vorba de cele duhovnicești, zice Părintele Paisie, că este investiția cea mai bună, cu ghilimelele de rigoare. Pentru că oricât ne-am ostenit și am investit în această lume, investim pentru un număr de ani. Și ne este atât de la îndemână să observăm că și de a trăi 100 de ani, sau poate mai mult după dorințele tehnicii de astăzi, la un moment dat tot se sfârșește viața noastră și rămânem cu ceea ce am investit în cele duhovnicești. Sau oricum, cele materiale, dacă au avut un conținut duhovnicesc, atunci rămân și din cele materiale câte ceva pentru Împărăția lui Dumnezeu. Să nu uităm că Domnul a prețuit munca Martei, bineînțeles. Dar a exprimat atunci o lege duhovnicească. Că cele spirituale, cele ale Mariei, nu se vor lua de la noi. Cele ale Martei, fie ele și importante pentru lume și pentru viață, la un moment dat nu vor mai fi ale noastre, pentru că totul se va sfârși. Așadar, e foarte important să facem o investiție bună într-un timp în care se vorbește tot mai mult de investiții bune care aduc câștig. E, investiția bună în sensul acesta, bineînțeles, este în sensul acesta. A căuta mai întâi cele ale Împărăției. Și paradoxal, și ne aduce foarte multă siguranță sufletească, cei care caută cele ale Împărăției mai întâi, le vor primi și pe celelalte. Se vor bucura și de celelalte. Adică Domnul nu ne lipsește de cele ale lumii dacă le alegem pe cele ale Împărăției mai întâi. Doar că stabilește o ierarhie clară, care va rămâne și aici, dar va rămâne și pentru viața de dincolo. Și să nu uităm, tot El zice, când vine vorba de osteneală și de munca noastră, mintea și trupul să fie deodată cu munca noastră, dar inima să-i o dăm numai lui Dumnezeu. Inima să fie în permanență la Dumnezeu și în felul acesta și trupul, dar mintea va coordona trupul în sensul cel mai bun, în sensul acestei priorități, în sensul acestei ierarhii a Împărăției lui Dumnezeu mai înainte de cele ale lumii. Cea de-a patra idee vorbește despre osteneală cu mândrie, făcută cu mândrie, cu părere de sine. Cine sunt eu dacă am făcut un lucru sau altul? Lucrul acesta se vede, bineînțeles, și în spațiul social,
dar se aplică mai ales în spațiul duhovnicesc. Și continuă zicând că cel care se ostenește cu mândrie în oricare dintre cele două zone, fără să aibă inima la Dumnezeu și să trăiască în smerenie, trăiește toate realizările sale cu foarte multă neliniște. Cu foarte multă neliniște și zice el de ce lucrul acesta? Pentru că nu se mișcă în spațiul lui Dumnezeu. Când ai multe rezultate, în plan social, dar zice mai ales în plan duhovnicesc, dar n-ai liniște, n-ai pace, n-ai bucurie, asta înseamnă că nu te miști în paradigma pe care ne-o lasă la îndemână Domnul, în așa fel încât investiția noastră să fie sănătoasă și să aducă rezultate durabile. Și zice mai departe că în momentul în care cineva trăiește cu smerenie, atunci viața pentru el nu este presantă, indiferent de câte greutăți ar avea. Pentru că el înțelege că orice realizare se întâmplă din darul lui Dumnezeu, dar și orice greutate, ba chiar nenorocirile, nu se întâmplă fără știrea lui Dumnezeu și nu se întâmplă fără ca el să fie prezent acolo și să trăiască deodată cu noi momentul acesta greu. Și de aici vine și cea de-a cincea idee și ultima, pe care o să o evoc pornind de la învățătura Sfântului Paisia Ghioritu. El ne îndeamnă a lucra, a ne osteni, încredințându-ne cu smerenie lui Dumnezeu. Ce înseamnă să te încredințezi cu smerenie lui Dumnezeu? Să ai această conștiință. Că nu pur și simplu prin inteligența ta, prin hărnicia ta, prin experiența ta, lucrurile se întâmplă bine. Ci se întâmplă mai ales din darul lui Dumnezeu. Pentru că alții, poate, ca și tine, poate chiar mai inteligenți ca și tine, nu reușesc așa, sau nu reușesc să se întâmple, să-și desfășoare lucrurile în sensul acesta pozitiv, tocmai pentru că nu este Dumnezeu prezent acolo și zic, nu datorită faptului că n-ar avea suficiente resurse cel ca cele pe care tu le ai, ci doar pentru că, la un moment dat, nu-L caută pe Dumnezeu și nu se încredințează lui Dumnezeu. Și atunci, viziunea corectă, viziunea completă, mai degrabă, să zicem așa, este cea în care omul se ostenește, face tot ce poate mai bun din perspectiva sa, dar până la urmă se încredințează lui Dumnezeu. Și fac și o paranteză. Pentru că nu sunt puține situațiile în care stăm de vorbă cu tineri sau cu părinții tinerilor care au examene. Și sunt foarte neliniștiți pentru examene. Și gândul pe care le spunem și îl spunem, le exprimăm și acum și cred că poate să fie aplicat în general în oricare dintre situații, este acesta. Fă ce ține de tine tot mai mult și tot mai bine. Dar după, încredințează-te lui Dumnezeu. Și să zici, Doamne, ce-am știut, ce m-am priceput, ce-am putut, am făcut cel mai bine. Am făcut cât am putut de bine, dar acum am nevoie de binecuvântarea Ta. Asta înseamnă să te ostenești încredințându-te lui Dumnezeu. Și în felul acesta, osteneala noastră va da rezultate și ceea ce este și mai frumos și și mai important, vom primi totul cu mulțumire. Pentru că e foarte important ca ceea ce ne dă Dumnezeu în viață să primim cu mulțumire. Mulțumirea, de fapt, este secretul păcii lăuntrice, este secretul, sau haideți să zicem, ingredientul cel mai la îndemână prin care înțelegem că Dumnezeu este cu noi în demersul pe care îl avem de făcut. Așadar, cele cinci idei pornind de la osteneală le voi relua încercând să concluzionez. Sfântul Paisie pornește de la această idee că e nevoie de osteneală, de vreme ce comoditatea nu ne ajută în cele duhovnicești, dar nici în cele ale vieții sociale. Și atunci, adaugă el, osteneala fizică aduce pace lăuntrică. Cea de-a doua idee, cel care se ostenește, cel care muncește, va ști să prețuiască osteneala și munca celorlalți din jurul său. Iar în al treilea rând, mergând mai departe, e nevoie de investiții bune, și în cele ale lumii, dar mai ales în cele duhovnicești, care vor da valoare și investițiilor noastre lumești. A patra idee. Ne atenționa aici Sfântul Paisie că e important să ne ostenim fără de mândrie și cu foarte multă smerenie. Pentru că dacă ne ostenim cu mândrie, nu ne putem bucura de cele dăruite nouă, ci vom fi mereu neliniștiți. Și de aici se vedea stresul și toate celelalte care însoțesc stresul. Iar ultima idee, ne îndeamnă Sfântul Paisie să lucrăm cât se poate de bine în viața noastră, și în cele duhovnicești, și în cele materiale, dar mai ales
încredințându-ne cu smerenie lui Dumnezeu. Și voi încheia citindu-vă un cuvânt care mi se pare foarte frumos, apropo de a ne asigura, nu? Că ne asigurăm și asigurăm toate bunurile în viața noastră acum. Este o lege, să zicem, socială, la îndemână. Și zice Sfântul Paisie în sensul acesta: asigură-te, copilașule, oricare ar putea fi în această situație, asigură-te, copilașule, în Dumnezeu. Știi numai de asigurarea mașinii? Fă-ți cruce și înainte de a face orice spune: Hristoase al meu, Maica Domnului, ajută-mă. Există asigurare mai mare decât încrederea în Dumnezeu? Atunci când omul se încredințează pe sine lui Dumnezeu, primește mereu de la Dumnezeu benzină super. Iar automobilul său duhovnicesc nu se oprește niciodată, ci aleargă mereu. Pe cât poți, ia aminte, roagă-te și încredințează-te lui Dumnezeu, iar El te va ajuta în orice greutate. Simplifică-ți viața prin încrederea desăvârșită în Dumnezeu ca să te eliberezi de stres și de neliniște. Amin.